Nu cred că la 34 de ani, după ce niște oameni au murit totuși ca să putem vota liber, ar trebui să votăm cu un ochi la sondaje și cu un ochi la cotele de la casele de pariuri. Dar ce e rău? Și ar trebui să votăm omul sondaj cel mai bun pentru primăria generală. Ce e rău în a avea sondaje? Că tocmai partidul dumneavoastră a făcut public un astfel de sondaj. Ce este rău? Noi l-am transmis membrilor și el a fost publicat. Dar noi îl folosim pentru calibrarea mesajelor noastre interne. Un sondaj e util într-o campanie pentru că îți permite să vezi la ce fel de electorat ai ajuns, cum îți ajustezi mesajele și așa mai departe. Dacă tu însă îl exploatezi public și spui nu votați sau nu-l votați pe X ca să nu iasă Y și atunci votați-mă pe mine, este un argument lipsit de substanță, neserios după 4 ani, aproape 4 ani de mandat, și dacă acesta este cel mai bun argument pentru a-ți reînnoi mandatul, nu ai ce căuta la primăria generală.